Dacă ați inventat ceva genial, atunci ideea vă aparține și primiți pentru asta bani, nu-i așa? Din păcate, totul funcționează altfel. După cum au descoperit mulți oameni, o idee superbă și de succes e doar începutul căii de inventator. Oamenii din acest video au fost primii care au creat lucruri pe care noi le utilizăm în viața de zi cu zi. Însă norocul nu a fost de partea lor. Sau din cauza lipsei de cunoștințe, sau din cauza lipsei de inițiativă, sau din cauza concurenților viclene. Acești creatori nu au putut să câștige pe baza invențiilor sale bani. Pentru a afla mai multe, așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă o limonadă, stoarceți butonașul de like și să începem! Shen Chan. Istoria sa e povestea necinstei în ceea ce ține de sistemul brevetelor. Locuitorul Pechinului a inventat vehiculul pe care îl numim acum hoverboard. Brevetul a fost acceptat în 2014. De la început, prețul de $1000 a speriat cumpărătorii, dar Chan nu dorea să utilizeze materiale ieftine din cauza că se temea de siguranța dispozitivelor. Însă asta nu i-a împiedicat pe alții să facă ceea de ce s-a temut Chan. Inventatorul hoverboardului a produs doar câteva mii de dispozitive, însă acum sunt vândute milioane prin toată lumea din cauza că 11.000 de fabrici din China au ignorat brevetele lui Chan. Companiile chinezești au început să lanseze falsuri ieftine care la moment sunt vândute cu $100-150. Ele sunt periculoase, baterii slabe și cablarea incorrectă au dus la incendii, iar uneori chiar și la explozii. După cum spune Chan, un hoverboard sigur costă minim $300. Din păcate, aceste cuvinte, ca și brevetul inventatorului, nu au însemnat pentru producătorii care continuă să o facă. Această industrie trebuie să ajungă la 1 miliard 800 de milioane până la final de an. De altfel, el nu va putea primi bani pentru invenția sa. John Walker. La sigur le aveți acasă și le utilizați, însă cunoașteți istoria chibritelor. Ea a început în anul 1826 în orașul natal a inventatorului și farmacistului Stockton-on-Tees. El a înmuiat bețișorul într-un amestec inflamabil și pentru a scăpa de lichid a atins cu bețișorul podeaua și ea s-a aprins. Walker a început imediat să lanseze chibrituri de frecare, bețișoare acoperite cu sulf, la fel sulfat de antimoniu și clorat de potasiu. O invenție genială și omul de știință Michael Faraday, renumit prin lucrările sale despre electrochimie și electromagnetismul, i-a sugerat lui Walker să-l breveteze, dar acela a refuzat considerând că toți trebuie să aibă posibilitatea să facă chibrite. De aceea, Samuel Jones, creatorul replicii chibritelor cu denumirea Lucifer, și Charles Sauria, inventatorul de chibrite pe bază de porțelan, au profitat de ideea lui Walker. De la început, Walker a vândut în jur de 250 de chibrituri de frecare în farmacia sa, însă când piața a fost inundată de replici, el nimic nu a câștigat. În mediu, o persoană utilizează cel puțin o cutie din 42 de chibrite pe an, ceea ce înseamnă că anual se utilizează minim 3 milioane de chibrite în toată lumea. Industria care a fost pierdută de Walker și cei din familia sa câștigă anual în jur de 7 miliarde pe an. Alexei Pajitnov. Acestei persoane îi aparține ideea de creare a unui joc extrem de popular, Tetris. El e celebru datorită acestui fapt, totuși oricum a pierdut o sumă mare de bani în timpul popularității Tetris Maniei. În anul 1984, în cadrul cercetării în domeniul inteligenței artificiale la Centrul de Calcul a Academiei de Științe URSS din Moscova, Pajitnov a inventat o modalitate interesantă de a verifica posibilitățile tehnologiilor. El a adaptat un joc matematic cu denumirea Pentomino, în care trebuia să combini figurine care constau din 5 pătrate, reducând numărul acestora de la 5 la 4 ca să ușureze exercițiul. Pajitnov a modificat forma de la pentomină la tetramin, astfel el a creat un joc simplu, dar foarte captivant. Pajitnov a arătat invenția colegilor săi și le-a plăcut. Cu ajutorul lui Vladimir Pahilko, el a modernizat jocul și a unit două cuvinte, tetramina și tenis, și a prezentat creația lumii. Totuși, Tetrisul a fost creat cu ajutorul dispozitivelor de stat. De aceea, autoritățile nu-i permiteau timp de 10 ani să breveteze produsul și să înceapă vânzările sub numele său. Pajitnov urmărea cum jocul devenea popular în Statele Unite ale Americii și nu putea face nimic. Când Nintendo a dobândit drepturile asupra sa cu 40 de milioane, Pajitnov nu a obținut nimic. Doar în 1996, după căderea URSS-ului, el a redobândit drepturile pentru joc, însă așa și nu a primit banii câștigați în perioada popularității jocului.
Daisuke Inoue. În anii 70, Daisuke Inoue și trupa sa care cânta la tobe a devenit populară datorită muzicii simple care era simplă de cântat. Odată, Inoue a fost rugat să cânte la tobe pentru șeful unei companii siderurgice. Toboșarul tânăr nu a putut să vină, însă el i-a oferit businessmanului o casetă cu acompaniment pentru ca ei să poată cânta. După care, Inoue s-a gândit la un dispozitiv care ar interpreta muzica din cântecele populare pe care le-ar putea cânta oricine. În anul 1971, el împreună cu prietenii au conectat casetofoanele la amplificatoare și a transferat dispozitivele unor baruri. Anume datorită acestui fapt a apărut ideea de karaoke, ceea ce înseamnă orchestră pustie. Ideea era populară, însă Inoue nu a brevetat-o și filipinezul Robert Del Rosario a depus propriul brevet pentru sistemul muzical în anul 75. Inoue nu a obținut un venit de la ideea sa. În anul 2004 i-a fost înmânat premiul Nobel, care e oferit pentru o realizare neobișnuită. Lui s-a oferit un premiu pentru faptul că el primul a inventat sistemul karaoke. Când veți cânta piesele preferate, să nu uitați să-i mulțumiți lui Daisuke. Fără el, industria de 435 de milioane de dolari nici nu ar fi existat. Walter Hunt. Uneori, cinstea poate costa milioane. Întrebați-l pe Walter Hunt, inventatorul mașinii de cusut. În 1833, el a inventat mașina de cusut care a deschis o modalitate mai rapidă și comodă de a coase. Din cauza că se temea că astfel va rămâne fără lucru, Hunt nu a brevetat ideea. Însă după aceasta, Elias, cel mic, a depus brevetul îmbunătățind produsul. Totuși, au apărut probleme cu acest brevet când avocații au aflat despre modelul original. Cu 20 de ani mai târziu, Hunt a depus cererea pentru a breveta mașina de cusut și chiar dacă biroul de brevete a recunoscut creația lui Hunt originală, brevetul lui Hall oricum rămânea valabil. În timp ce cei doi luptau din cauza mașinilor de cusut și brevetelor, Isaac Merritt Singer a prezentat invenția sa ce combina elementele ambelor mașini, indiferent de cererea depusă și câștigată în judecată. În anul 1954, Singer rămâne principala față în această industrie. Recent, valoarea afacerii sale a depășit 5 miliarde. Nici Walter Hunt și nici oamenii care lucrau în acest domeniu de care își făcea grijă Hunt nu au obținut nimic. Elisha Gray. De obicei, invenția telefonului îi este atribuită lui Bell, la fel și inventatorului din Ohio, Elisha Gray. Din cauza unui eșec mare, Gray niciodată nu a putut fi atât de renumit ca și Alexander Bell. Gray este cofondatorul companiei Western Electric. El lucra în secret asupra unui dispozitiv care transmitea voci prin emițătoare lichide. În anul 1876 a cerut să depună cererea pentru brevetare sau avizul avocatului William Baldwin. Peste 3 zile, Baldwin a trimis cererea la Oficiul American de Brevete, doar că cu câteva ore înainte de asta a mai fost depusă o cerere pentru un produs identic. După cum ați înțeles, a fost avizul lui Bell. Gray declara că avocatul său a venit la birou înaintea lui Bell, însă acela totuși a înregistrat patentul. Pe lângă Bell și Gray a mai fost unul, un inculpat mai puțin cunoscut. Numele său era Antonio Santi Giuseppe Mucci, un inventator italian care dorea să breveteze telegraful vorbitor, însă nu i-au ajuns bani. Manul. Bine că el nu a înțeles că industria telefonică în anul 2020 costă 355 de miliarde. Douglas Engelbart. Nu îl putem numi o persoană de eșec. El a obținut un succes mare, a creat hyperlink-urile pe care le cunoaștem acum și interfețele grafice pentru utilizatori. Însă, pentru o invenție a sa, așa și nu a primit banii. În 1963, la o conferință de grafică computerizată, Engelbart a prezentat un dispozitiv care se deplasa de-a lungul coordonatelor computerului. Acesta era un mouse. În prototip, erau două roți care se mișcau sub un unghi drept pentru gestionarea mișcării cursorului. Împreună cu Bill English de la Universitatea Stanford Research Center, Engelbart a elaborat un prototip de mouse din lemn, dintr-o placă și roți metalice. El a depus un brevet pentru acest design în anul 1967 și el a fost aprobat doar peste 3 ani. Din păcate, brevetul îi aparținea institutului, de aceea Engelbart nu a primit banii. Chiar și după ce Stanford a prezentat o licență pentru computerul Apple, aproximativ de 40.000 de dolari. În ziua de azi, piața mouse-urilor se estimează la mai mult de 1 miliard de dolari.
Heinrich Goebel, Thomas Edison, este deseori criticat pentru furtul invențiilor străine, în multe cazuri, spre exemplu ca și cel cu becul. Această critică e justificată. Edison a primit venit, însă de invenția becului modern se ocupa încă Goebel în mijlocul secolului XIX, cu ajutorul firului de bambus și a sticlei de vid. El a elaborat un nou dispozitiv și s-a adresat la Thomas Edison sperând că va vinde brevetul și designul cu câteva mii de dolari. Însă Edison i-a spus nu din cauza că acest dispozitiv nu e util, însă când Goebel a decedat la finalul secolului, Edison a cumpărat rapid brevetul de la văduva creatorului cu o sumă mai mică decât cerea însuși Goebel. Primind brevetul mult dorit, el a pus începutul unei industrii care aduce mai mult de $1 miliard pe an. Datorită unui șiretlic, Edison a devenit unul dintre cei mai renumiți inventatori. Charles Francis Jenkins. Thomas Edison și-ar dori ca voi să credeți că anume el a inventat proiectorul, însă ca și în cazul becului nu e așa. Istoria proiectorului de film începe încă de la Charles Francis Jenkins, care cu sprijinul financiar al lui Thomas Armand a elaborat fontascopul, iar Thomas Edison cam în același timp a inventat kinetoscopul, care arăta imagini neclare în mișcare. Însă proiectul de filme al lui Jenkins a fost primul dispozitiv care a arăta imagini exacte. După cererea primului exemplar a fantoscopului, Jenkins și Armand au început o ceartă pentru dreptul la brevet. Jenkins declara că doar el este creatorul, însă într-un final în brevet a fost introdus și numele lui Armand, iar Jenkins a primit o sumă de $2500 pentru drepturile fantoscopului, iar Armand a vândut drepturile cunoscutului Thomas Edison, care a schimbat denumirea în vitoscop. Jenkins a primit o medalie de aur pentru realizarea științifică de la Institutul lui Franklin și Muzeul de Știință. Un premiu destul de bun, dar nu se compară cu venitul posibil de la una din cele mai de succes industrii din lume. În 1920, industria cinematografică deja aducea un venit de peste 500 de milioane pe an, undeva 5,5 miliarde în zilele noastre. Desigur că Thomas Edison a devenit o persoană foarte bogată. Catherine Hettinger, inginerul american care a creat ceea ce se consideră a fi predecesorul spinnerului faimos, doar că ea a ratat unul dintre cele mai populare trenduri printre jucării. Designul original a fost elaborat în anii 90, era un disc simplu ce se rotea pe deget. Jucăria a fost inventată pentru fiica sa, însă discul a devenit un hit la un iarmaroc de arte. Hettinger a primit brevetul în 1997, dar nu a putut vinde ideea, chiar și Hasbro i-au refuzat din cauza că nu vedeau potențial. 18 ani, nimeni nu avea nevoie de spinner. Brevetul a expirat cu 8 ani mai târziu și Hettinger nu a reușit să achite pentru prelungire. Iar deja în 2017, spinnerul a fost numit un fenomen național. Doar că spinerele noi sunt mai complicate. Totuși, conceptul jucăriei ce se rotește în mână e asemănător. Chiar dacă ea nu a primit bani, mulți o numesc anume pe Hettinger, fondatoarea dispozitivului. Ea spune că nu o interesează, totuși trebuie să menționăm că ea a ratat o industrie cu un cost de $500 de milioane. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă ați inventat și voi vreodată ceva, iar dacă ați făcut-o, nu uitați să depuneți cerere pentru drepturile de autor. De altfel, veți păți ca și inventatorii din acest video. La fel, nu uitați să vă abonați la acest canal, să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata noile episoade și să stoarceți butonașul de like. Pace tuturor, vă pupă lime!